Bună, dragi prieteni, Adrian sunt. Mă aflu într-o zonă foarte frumoasă din Munții Apuseni. N-au, din păcate, mă, oameni buni. Nu l-am putut lua pe domnul Filiceală, pentru că sunt cu altă mașină. Și nu-l pot, în asta nu pot, n-am cum să-l bag. Așa că o să merem, mă duc numai eu în clipul ăsta. Uite ce zonă faină, ce munți frumoși avem noi în țara asta, mă, omule, mă, ți-e mai mare dragul. Să mă duc și eu să mă bag aici într-o vale frumoasă, Valea Ierii se numește, unde sunt o grămadă de păstrăvi. Era renumită pentru păstrăvi. Am mai fost și eu așa de 2-3 ori pe acolo, pe la pești. Și probabil anul o să mai mă duc. Chiar în față avem pietrele mărunte de pe masivul Muntele Mare, așa se numesc. Iar ceea ce vedeți dumneavoastră în față este vârful Buscat, cu pârtea de schi. O zonă foarte frumoasă, la cota 1400, mi se pare. Deci avem o țară super, super faină. Un pic a cerului măzărat, dar avem imagine destul de faină. Hai că m-a dat puțin jos să vă arăt și pietrele mărunte. Dacă mergeți în partea asta, la altă, să ajungeți la pietrele șuierătoare sau la piatra cântătoare. Dacă mergeți încolo câtă morminte, acolo este și tuba sau tot piatra cântătoare, zice și aia. Numai că aia e câtă lupșa, partea aia altă unde stau eu. Tot am zis că vă arăt una alta și uite că Adrian, uite să vă arate. Dragă de el, Filiceală, dacă era și el ce mai sărea pe aici, nici, dar n-au, câteodată chiar nu pot lua. Nicu, e mașina acolo din sus, o vedeți? E o zi destul de faină, hai să vă spun un pic și de zona asta, eu o cunosc foarte, foarte bine. Astea sunt pietrele mărunte din Munții Apuseni, o zonă foarte, foarte frumoasă. Și o să mă urc acum pe ele. Sunt indicatoare, sunt, din păcate, vedem de astea mizerii, mai lasă turiștii. Și uite-te la ele cât îți de faine. Deci un peisaj super păcat, că n-am microfonul, cu telefonul, filmez și nu știu cum ne-am auzit, din păcate. Nici nu știu. Deci o adunătură foarte, foarte mare de pietre. Ce să țin telefonul câte mine, să nu se audă zgomotul. Bate vântul foarte, foarte tare. Eu să duc în zonele alea după ciuper să vedem ce putem găsi. O, Doamne, ce bate. Foarte, foarte tare. Acolo e Valea Ierii. În partea aia acolo ni se găsește chiar un pic mai jos de la intersecția acolo, ni lacul Bondureasa, dincolo piatra Șoimului. O să mergem și pe acolo când avem. Hai că opresc filmarea, că nu vă mai explicam eu. Acolo e Buscat, vârful Buscat, 1600 și ceva de metri are. Nu ți-o exact din cap. În partea asta la alta avem rezervația Belioara. Foarte frumoasă. Dacă viți în sus pe Poșaga, viți în sus, viți în partea asta la altă, ajungeți la Săgagea, o zonă superbă din Munții Apuseni. Masivul BDL-ul în față, se poate observa și mare mai departe că bate vântul de nu ne auzim, cred că. Știi, și numai vorbesc eu în gol. Deci nu mai aruncați, vă rog frumos, niciun fel de mizerie, pentru că arată foarte urât și suntem într-o zonă foarte frumoasă. E păcat să stricăm ceea ce avem noi. Aici suntem chiar în zona alpină, unde puteți întâlni brăduți micuți și mult ienupăr, afin merișor și multe alte plante. Mamă, ce parte, ce trage vântul ăsta, mă. Mă duc și mă opresc acolo din jos. Intrat în mașină și se aude mai bine de aici, probabil. Nu am fel de microfon la mine. Nici nu m-am gândit că să mă duc eu în Bureț, numai nu. Eram în trecere și zic că hai să intru și pe aici. Să vedem ce găsim și în zonele astea frumoase, pentru că sunt niște zone mirifice. Chiar în fața noastră, nu știu exact denumirea la munte, dar la poduri se numește. Și
Asta e o mlaștină foarte, foarte faină. Opa, trebuie să mă uit și la piete, dacă ăsta nu dau, că și ăsta e înalt. Super, super fain. Zona alpină totdeauna a fost foarte, foarte frumoasă în toate anotimpurile. După cum se poate observa, în față sunt brazi, molizi. Eu braz le zic, așa, așa se spune pe la noi, așa e vorba, cum se spune. Și înconjurați de ienupăr. Ce traseu cu cruce care duce la morminte. De la Buscat faceți undeva în jur de vreo 7 ore. Aici e o mlaștină foarte, foarte faină. Cu o vale destul de urâcioasă partea aia. Pe acolo mai mă duc în zonile alea. Și plin de ienupăr. Aici găsește ienupăr de ce doare capul. Deci e zona alpină. Suntem pe zona alpină în care... Hai, Doamne, că filmam și vinea ceva din spatele meu, mă omule. No, asta e acum. Dacă îmi pierdui subiectul. Eram cu trecerea de la Molit la zona alpină. Vedeți că e foarte, foarte micuț ienupărul. Aici, pe timpul iernii, tot bine îngropat în zăpadă. Și de asta nu crește foarte mare. Brazi, molizi, brazi le zic eu, mai mă repet că te greșesc. Așa, nu, așa sunt învățat de mic și nu pot să scot chestia asta din creierul meu. Sunt rupți datorită vântului și viscolului și zăpezii care se încarcă pe ei. Că aici tot timpul spin de zăpadă. O să vedeți, e minunez. Cred că mai am eu clipuri pe acolo pe canal. Plin de zăpadă încât se rup. Să văd vârfurile rupte. Mă omule, ce minunăție de peisaj aici. Ce doare capul, nu altceva. Mă omule, dar e destul de cald. Cred că aduce, sau mă încălzi eu cu burii pe aici în jos. Foarte fain. Nu, îmi pare rău că nu și domnul Firiceală. N-am putut să-l aduc pe sărăcuțul. Asta este. Merem un pic la pădure să vedem ce putem găsi. Mamă, ce bate vântul de numai. Uite ce v-au găsit Adrian aici, de mâncare, din natura sălbatică. Foarte, foarte bune, merișoare, mă, omule, mă. Astea conțin o grămadă de vitamine și o grămadă de minerale, foarte, foarte bune, în special pentru probleme cu inima, pentru probleme cu tensiunea arterială. Uite că am intrat deja în pădure și hai să vedem ce putem găsi. În aceste păduri frumoase. Hău, că călcai pe o sticlă deja, care se află în muștiu ăsta. Probabil pe aici undeva. Ia. Doamne. Sunt curios. Hai să vedem. Mamă, ce muști frumos e. Super. Deci arată super, super fain. Până lângă un frumos pârâiaș. Mă, omule, nici o ciupercă nu vă zic până acum, ani păcate. Vai, Doamne, ce s-a mai scăldat domnul Firiceală pe aici, pe zona asta. Uite ce frumos, găsim trifoiul iepurului, bun de mâncat. Ăsta conține acid oxalic natural cu ceapă frumoasă. Nici o secure nu le la mine, mă. Trebuie să ne uităm bine, că trebuie să găsim de ciuperci pe aici. Măcar gheabe, nici ce faine și ce lină ia pe aici. E numai, mă, omule. Să încerc un pic pe lângă pădure să vedem. În pădure absolut nimica. Până acum. Dacă nu o să cobor puțin mai jos. Nimic, nimic. Uite, am găsit până la urmă, cred că e un hrib murg aici. Da, din păcate e bătrân. Mamă, dar sunt și porci aici, după cât văd eu. Destul de bătrân. Ăsta, dacă îl apesi, se albăstrește, vedeți? E comestibil, un hrib care se poate consuma cu mare drag. Tule, Doamne, ce întors ăștia pe aici. Câteva rusule. Deci mă aflu într-o zonă de porc. Opa! Îți dai acasă, asta este. Parcă auzi ceva rupându-se pe acolo, dar nu, eu te caut hribi.
Uite aici pădure, tată, câtă vrei. Câtă vrei. Aici ceva tăietură, răuște. Am zis că să dau și pe o tură. Dacă nu o să cobor la mai jos un pic. Să vedem ce capăt pe aici. Deci, mamă, unde mă băgai? Pompărău pe aici în jos, mă, omule, și nimica. Deja am 2 km în pădure. Nici o ciupercă. Încercai diverse păduri. Ia te uite ce. Ce pârâiaș frumos avem aici. E cam tulbure apa, semn că o fost ceva pe acolo pe din sus, cu siguranță. O să mă las puțin mai jos, să vedem ce găsim în jos. Aici v-am găsit câteva exemplare de Hippoloma fasciculare. Aveți grijă, e o ciupercă destul de otrăvitoare. Astea sunt micuțe, cam așa arată ele. După cum se poate observa, vedeți că pe interior sunt lamelele de culoare maronie. Ele pot să fie de la un galben deschis până la un maroniu închis. Nu pot să stau să vorbesc foarte mult pentru că am și baterie puțină. Aici v-am găsit mult mai multe exemplare. Astea sunt foarte, foarte bătrâne de Hippoloma fasciculare și aveți grijă să nu le confundați cu gabele. În primul rând îți afectează vederea și îți dă tăfelul de stări. Măi, omule, interesantă treabă. Niciun hrib nu găsit până acum. Urme de porci până lumea, din ce am văzut eu. Să sperăm că găsim pe aici. Pădurea arată destul de bine. Ar trebui să fie. Iată, uite ce traseu apă aici. Asta e traseu de ciută de cerb, să poate vedea excrementele. Iau trasee bine stabilite pe care merg și pe acolo își continuă drumul. Uite, se vede pe aici în sus. Au treceri, cum se numește. Sunt pe o parte de dos. Nu-i pe față și eu merg jos. De ce nu s-a făcut, nu știu aici. Probabil spre sus, mă duc mai jos undeva să încerc. Măi, omule, am încercat deja câteva păduri, dar nica. Interesantă treabă. Absolut nimica. Nici bătrânii, nici de alealte. Tare. Ce v-am găsit? Pe o butură foarte, foarte mari. Așa arată, hipolomele. Și astea sunt bătrâne. Avem una imensă aici, uite. O hipolomă fasciculare. Cât mai mare, vezi? Cu cât mai bătrână, cu cât se negrește și poate să devină așa. Vedeți? Diferența de culoare. Deci aveți grijă să nu le consumați. Am găsit una de colo din colo, dar era bătrână, nu mai filmai. Foarte bătrână. Probabil aici sus e prea rece de nu s-a făcut. Zona e super. Era trebuie să fie plin pe aici. N-am văzut nicio mașină și înainte. N-am văzut nici mașini, că înainte erau mașini pe aici, pe zona asta, full. Plin de ele. Zona asta avem excremente de cerb. Mamă, de mare nici ăsta. Destul de mare. Aici vine și paște. Uite.
Eu ce mă împiedicam, tu le, doamne. De rău mă duceam în cap. Bă, la păduri pe aici de mă săturai deja. Eu zic că e prea rece, la minus 5 grade. Nu, cum să mai fac? M-a ce-a rămas. N-are temperatura optimă. Înseamnă că dacă sunt trecere, hai să mă bag să văd. O să încerc să cobor pe la cota 1100. Să vedem pe acolo dacă găsesc. Mamule, dar nici de ea bătrân, mă. Și aici era înainte, ce durea capul. Rusule, raznic. Și-a făcut, cred că a făcut 3 km mai bine. Cu siguranță. Hai că s-o găta pădure. Uite, aici avem unde scrie la poduri, se numește. Saltea de mușchi. Nu știu cine a pus asta. Probabil cei de la trasee montane. Uite că avem și coduri QR. Deci o băgat aici înăuntru, în pădure, habar n-am. Bă, interesant, pe aici nimic n-am găsit. Frumoasă zona și aici și cu păduri foarte, foarte întinse. Deci ai unde mere. Numai că nu găsit, nu. E prea sus, mă duc mai jos undeva să încerc. Mi se băgă ceva în gură. Vezi dacă mi-e cu gura căscată. Mă duc drept la mașină, cred că ies. Ar trebui să ies. Fără nicio ciupercă. Că sunt zile că nu găsesc, nu. Sunt zile că capă de mă spare, sunt zile că mă duc și nu. N-am destulă baterie pe telefon, de nu pot filma și de astea. Așa. Mă, omul, dar nici gheabe, mă. Mă miră faptul. Mă duc, încerc în zonele mele unde știu gheabe. A trebuit să facă gheabile. Că aici o brumat-o și înghețat deja. Uite-te, mă, omule, moniule, țăpam în marginea drumului, mă. Ferească-ne Dumnezeu. Într-o zonă foarte faină. Nu, îți dai seama, moniule, țăpam. Deci, une zone turistice, e dezastru ce pot face, uite. Eu nu știu de ce nu și-l-o țăpat în mijlocul căsii, mă. Uite-te tu, păcat că vă arăt așa ceva din... Așa minunății. Dacă am schimbat un pic zona, am coborât puțin mai jos. Aici avem Râșcovul Roșu. E o grămadă. Să vedem dacă găsim ceva hripe aici. Sunt curios. Multe rusule. Noi nu prea mâncăm din astea roșii așa. Până acum absolut nimic. Și o zonă destul de faină. Deci în partea aia. Deci chiar o pădure superbă. O să cobor și o să ies pe aia la altă parte. O să cobor până în Valea Ierii, jos, undeva. Văd cum a fost cineva aici. Uite, un hrib tai bătrân. Ăsta de câteva zile întors. Înseamnă că cineva umbla pe aici, pe în zona asta. Da, a fost frigul ăsta, s-ar putea să nu mai găsim. Aia baia. Așa, zona e super. Arată foarte, foarte bine. Sunt curios acum. Eu cobor cât pot pe aici în jos. Mi-a lăsat mașina undeva sus. Liniște și pace.
pleacă tot viu de la Cluj. Hai să intru și pe aici, pe zona asta frumoasă. La Peșviu, aici la Bondureasa. N-am mai fost de mult la Pești și la Hrib, pe zona aia, dar e foarte departe de la mine și am undeva la 100 dus, 100 întors, cam mulți kilometri. Și dacă nu capeți, bar la gaz de te doare capul. Trebuie să cam știi. Nu, asta e. Deci, mă, omule, nimic, mă, nici de mâncare nu găsi. Și zoc că mă plimbai. Pe aici vin oameni, hai de capul meu, te spari când sunt. Te spari, nu alta, nu alta. O să mă bag până acolo în jos să vedem. Și ies, dacă nu, și mă duc pe altă parte, asta e. Dar trebuia să fie, era plină pădurea dacă era. Plin, știi ce e plin? Vă doare capul. Aici să fac cei mai mulți Hrib și mai o zonă, partea aia în sus, Cătari, Ieșeni și acolo. Adică e foarte multă pădure, de fiecare poate să umble și găsește. Când sunt, bineînțeles, că nu sunt, poți să cauți ca mine de nebun pe așa ni. Da. Poți să mai cobor un pic ca să vedem totuși. Interesant, nu e un pe de bere. Să buc careva berele ăsta acolo. Nimica decât lactarius rufus, foarte, foarte mult pe aici, pe zona asta. Uite că ieși din pădure. Deloc. Interesant, omule, să nu găsești niciunul. Hai că m-am dat un pic la plantații de asta micuță. Dar nimica, nimica n-am văzut. Mă, în afară de Râșcov, nu văzut nimica. Râșcov de ăștia, și ea nu-s buni. Dacă erau buni, era întâia. Era super, cum se spune. Un pic mă grăbesc, că merg cam tare, cred. Zic că, nu știu, că le-a zis prost ce e de-a noi. Nu, 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 nu e Hrib. Mărusula excelsa, otrăvitoare, adică nu e bună de mâncare, nu poți să mănânci. Toate, cam toate rusurile care sunt, cum să spui eu. Hipoloma fasciculare pe acolo, iară, care pișcă, nu sunt bune de mâncat. Bun. Așa de treaba, mă, omule. Chiar interesantă. Uite, am găsit unul, dar e foarte, foarte bătrân. Ia-te, uite la numai ce face. O Amanita muscaria sau muscăriță. Dule, dar îmi bagă-te în urete acum. Înseamnă că săptămâna trecută s-au făcut. După a vin frigul și ori încetinit. Dar ar trebui să găsesc la când mă plimbai. Că aici cunoaște o grămadă de lume locurile oricum. Și era, trebuia să fie și oameni. Bun, în jos nu mai mă bag, că n-are rostul. Din câte văd eu.
Să ies din pădure, să mă duc pe aici încolo. Mamă, câți râșcuri de ăștia urâți sunt. O grămadă. Deci, bă, omule, umblu de nu știu câte ore bune. Și abia găsui, ia bătrânul acolo. Am un măr și tăm în el. Nu spune, mă, nimic, nimic pe aici. Dezastru. Înseamnă că s-au făcut... Cum zic că-s gălbiori, ia, nu-s gălbiori. S-au făcut acum două săptămâni și de atunci nu s-a mai făcut nimic. Mi cât abradul de mare. Mamă, cât arășină e. Până în lumea, dar e veche, foarte veche. Dumnezeu că mă plimbai. Și trebuia să mai fie lume, știi, în cazul în care erau, că aici se fac foarte mulți. Exagerat de mulți. Deci asta este... Hopa! Păi de mult. Așa se face masa, știi? Ca să poți mânca în pădure. O tehnică. Cred că mă retrag, că văd că vine ploaia din partea aialaltă. Ce să facem? Asta este. Oricum frumoasă zona, foarte faină, dar din păcate n-am găsit absolut nimic. Nimica de data asta. Sperăm la anul. Unui hrib. Uite aici cineva le-a luat, cred că se uite la ele. Avem o ciupercă numită Suilus bovinus. Sau lumânărică se numește în popor. Zice că e comestibilă, n-am mâncat niciodată. Cam așa arată ele. Au miros ca de hrib aproape. Stai să desfac un pic. Un miros urât. Sau sfârcuri uscate să mai numesc. Poartă mai multe denumiri. Mai multe denumiri această ciupercă. Mai mă duc pacinii, dar dacă nu capă și pacii, mă duce câtă căsuță. Stai să mă bag așa pe deasupt. Aici ce avem? Oh, un continaris. Uite ce frumos e. Stai un pic ca să mă uit la... E cortinarius, da, nu știu de care. O camforatus, o... Nu pot să-mi dau seama. Sută la sută cortinaris. Uite, și cam asta a fost scurta mea excursie de vreo 7 ore pe aici până minunatele păduri din Munța Puseani, zona Clujului. Din păcate, nimic, nicio ciupercă n-am găsit. Și am luat mai multe păduri, cum se spune, la rând. Uite, da, ce mașină ți-a făcut. Bun, o zi faină vă dorim. Vă doresc o zi frumoasă de aici, din Munța Puseni.